Doamnelor și domnilor, dragii noștri, invitata specială a punctului Porion de astăzi este domnișoara profesoară Victoria Ostaficiuc. Domnișoara profesoară, multă lume m-a întrebat și sunt convins că și pe dumneavoastră, după faimoasa noastră emisiune din urmă cu 3 sau 4 ani de zile, când mai faceți o poveste de iarnă? Ei, iată-ne într-o iarnă foarte frumoasă, revenim cu o poveste de Crăciun, fără să o numim partea a doua, o poveste de Crăciun, o poveste de iarnă pe care mulți o așteaptă. Mulți au fost surprinși de faptul că eu am reușit atunci sau v-am stârnit sau nu știu ce-o fi fost, încât în fața camerei de filmat, dumneavoastră v-ați deschis sufletul, cutiuța cu pepită de aur în care am regăsit-o pe mama, pe tatăl dumneavoastră, pe bunici, problemele copilăriei dumneavoastră, venirea la Vatra Dornei, faimoasa poveste cu trenul, soldații care gemeau, soldați cu care i-ați cerut medicului să împărțiți medicamentele ca să nu-i mai doară. A fost o surpriză atunci că a ieșit o poveste atât de emoționantă cu un om care și-a deschis sufletul așa cum ați făcut-o dumneavoastră. Din nou, noi nu avem astăzi un plan pentru ceea ce vom vorbi, așa cum n-am avut plan nici în urmă cu câțiva ani, dar eu știu că de la acea emisiune nu am mai îmbrăcat acest pulover, iar bondița dumneavoastră e bondița noastră de serviciu în perioada de iarnă când filmăm în muzeu. Încă o dată să rămână și vă mulțumesc pentru amabilitatea dumneavoastră de a participa la astfel de emisiuni, emisiuni care lasă urme în sufletele și mințile celor care ne ascultă, ne urmăresc la televizor sau pe internete, cum zic colegele dumneavoastră, doamnele pensionare. Să rămână! Vă mulțumesc că m-ați invitat. Realmente am avut multe semnale, mai nou chiar din Grecia, unde românii de lângă Atena și-au făcut o organizație culturală, au făcut o corală și urmăresc pe internet Orion Media. Este bine ca într-o perioadă frământată, sângeroasă, să arătăm că există și altceva. Și în fond, noi am avut acum 27 de ani un Crăciun însângerat. Chiar dacă meritat, nu trebuia făcut de Crăciun. Crăciunul are simbolul său. Dar așa a fost să fie și trecutul nu poate fi schimbat. Noi putem să influențăm prezentul, să ne gândim puțin la viitor, dar în niciun caz să nu ne cantonăm în urțeniile trecutului. Aceasta este concepția mea și văd că îmi priește. Și cui ar adopta-o, de asemenea, iar privi. Ați vrut să organizăm o poveste de toamnă. N-am mai putut, că a început campania electorală. Cu alte povești. Cu altele. Dar acelea se termină. Și de aceea m-am gândit să aduc în amintire și să dăruiesc amintirea unei toamne. Ultima toamnă în grădina mirifică a bunicilor mei.
Seara stăteam cu bunicul pe bancă lângă casă, pe partea acea casă care dădea spre livada plină de mere și pere încă neculese. Noi aici la munte nu știm că fructele au și ele parfum. Din grădină venea parfumul de mere și pere. În serarea netulburată de nicio lumină se lăsa încet, încet. Liniștea era absolut deplină. Noi nu vorbeam. Iar din grădină auzeam căzând poc, poc, câte un măr în iarba moale. Nu știu cum își imaginează alții paradisul. Știu cum și l-au imaginat varii autori, dar pentru mine paradisul așa arată. Eu, pe băncuță, lângă bunicu, într-o liniște de plină, sub înserarea ce coboară, auzind cum cade în grădină, câte un măr. Sunt atât de vii aceste imagini în mintea dumneavoastră, chiar și după atâta timp. Da, pentru că sunt unice. Ele nu s-au mai repetat. Dacă un om trăiește într-un loc și an de an lucrurile au o repetitivitate, el ajunge să nu mai distingă ce s-a întâmplat atunci, ce s-a întâmplat mai târziu. La mine viața a fost pe etape extrem de distincte și pentru că altădată nu am mai fost acolo, pe băncuță, raiul are această înfățișare. Paradisul a fost ulterior pierdut. Da, dar încă nu. Încă peste grădină, după ce s-au cules fructele, au început să cadă fulgi de nea și s-a așternut o iarnă bogată în zăpadă. Avea să fie ultimul nostru Crăciun la Cernăuți. Acum să nu credeți că eu am nostalgii. Nu, eu mă simt dorneancă, pentru că aici am umblat eu la școală și aici am învățat eu copiii și chiar dacă nu m-am născut aici, în pământul ăsta voi rămâne. Fiind vorbă de ultimul Crăciun, părinții s-au gândit la ceva deosebit. Capitanul casei era mama. Deși, acum pot spune, tata era ofițer de contrainformații, era colonel, pentru noi era Michi. Chiar eu îi spuneam tatălui meu Michi și mi-e foarte greu și acum să spun tata că tata era Michi, ba mai mult, era păcătosul de Michi. El atrăgându-și din tot felul de motive acest epitet. Ei, păcătosul de Michi s-a gândit să invite câteva familii cu copii mici să se facă o masă bogată, iar Moș Crăciun să fie interpretat de un actor de la Teatrul Național cu costumația de rigoare. Sigur, pregătirile erau numeroase. Părinții au considerat că eu merit o asemenea festivitate, întrucât dacă pentru majoritatea Crăciunul este legat de toți anii copilăriei, cu bunici, cu zurgălăi, cu colinde, cu cozonaci,
Eu mi-am petrecut mai mult timp în spitale. Să fac o mică paranteză de actualitate. Doctorul Burney, care se erija în foarte mare ortoped, pediatru, dar nu se jena și 50 de lei să ceară pentru ceva, o intervenție până la 1000 de euro. Și doctorii care m-au operat pe mine, care m-au iubit și cărora nici prin gând nu le trecea că ar fi posibil ca cineva să ofere bani sau altceva pentru ceea ce ei fac. E drept. Bunica cocea cuptoare de plăcinte și bunicul căra saci de mere care le dădea soldaților răniți din spital. Niciodată nimic doctorilor. Cinste doctorului Havranek, datorită căruia sunt. Nu știu unde și-a găsit sfârșitul. Ei, n-am fost în societate de copii și au vrut părinții să-mi ofere o societate de copii. Părinții știau că e ultimul Crăciun? După Stalingrad, mama a spus, Hitler a pierdut războiul. Michi, caută-ți servici în interiorul țării. Nu vrem să fim refugiați. Iar bunicul refuza să accepte. Da, sigur, până în ultima clipă, când Michi l-a înșfăcat și l-a urcat într-o mașină de teren și l-a cărat ca să nu-l prindă acolo catastrofa. Nu, bunicul nu o concepea. Dar ceilalți pe urmă au ascultat. În altă poveste, nu așa veselă, poate vă vorbi și de aceste lucruri. Deocamdată se pregătea Crăciunul. Eu n-aveam nici o treabă în acele pregătiri, fiind prea mică. Însă, am fost un copil care, dacă n-a crescut cu alți copii, a crescut cu atlasul și enciclopedia. Enciclopedia nu mi-era de folos, dar atlasul da. Și mă chinuiam. Mă chinuiam să fac adunări. Nu știam cum se adună zerourile, cum se adună cu trecerea peste 10, înscris. Oral, socoteam cu banii grozav. Singurul lucru care m-a învățat școala, când am mers, a fost că cifrele sunt abstracțiuni. Cu ele poți calcula copii, poți calcula orice sau poți pur și simplu face probleme. Acum, mie îmi trebuia să știu câți oameni sunt pe lume. Și eram foarte încurcată. Și fiind foarte încurcată, sigur că m-am dus la forul superior, care era mama. Câți anișori aveți? Păi aveam 5 trecuți, bine. 6 i-am împlinit deja în altă parte. Întrebat-o, mama, câți oameni sunt pe lume? Atunci erau 3 miliarde. Și din ăștia cam cât sunt copii? Cam jumătate. După o scurtă pauză de gândire, i-am spus, păi atunci Moș Crăciun nu există, că nu se poate duce la atâta mare de copii într-o singură noapte. Bine, zice mama, nu există, dar tu să știi că Michi a aduce un actor, vor veni alți copii care se tem grozav că vine Moș Crăciun. Și ce, mama, crezi că eu nu pot să mă prefac? Că mă tem și eu? Bun. Sosește actorul, parcă-l văd și astăzi, cu mantia sclipitoare. Avea deasupra ochilor puse niște plăcuțe lucitoare care îi dădeau un aspect supranatural a
privirii. Eu stăteam la bunicul în brațe și mimam o spaimă față de acest personaj care știam cine este. S-au împărțit darurile. A fost însă o masă scurtă. Lumea deja începea să se gândească la una, la alta. Iar pe unul din pereții sufrageriei era o mare hartă înfățișând planiglobul. Acolo Michi avea liniile frontului și linia roșie se apropia tot mai mult de țara noastră. Bun, musafiri au plecat, Moș Crăciun și-a luat sacul și-a plecat și el, copilașii, nu mi-amintesc. Dar după aceea, mama mi-a spus, copilul care află că nu este Moș Crăciun, trebuie să ia locul. Asta este o regulă de fier. Bine, am spus, gata. Să-i luăm locul. Nu departe de noi, locuia o văduvă de război cu 4 copii. Nu-i vorbă că li s-a dus înainte mult. Dar acum, 3 săneuțe legate una de alta și încărcate cu tot felul de bunătăți, în prima săneuță a pus bunicul cumva un brăduț și vreau să spun că era o noapte atât de liniștită încât lumânările ardeau afară ca și în casă. Și mama a spus, alege câteva jucării să le ducem la copilaș. Le ducem toate, oricum eu nu mă mai joc. Toate? Toate! Numai păpușa ta, tătăroaica, care ți-ai cumpărat-o de la Balcic, mama mergea să picteze în fiecare vară acolo, aceea rămâne că e a ta, ale mele, toate. Atât de categoric, eu oricum nu mă mai joc la 5 ani, la 5 anișori? Nu, pentru că eu citeam, uh-huh. Iar Michi păcătosul a fost admonestat grav, asta am aflat-o mai târziu. Tu pervertești mintea copilului care citește aventurile submarinului Dox în loc să citească basme. Deci eu citeam basme. Eu m-am simțit adult. Vreau să spun că niciodată eu n-am dorit să fiu decât adult cu drepturi depline și niciodată n-am vrut să revin la copilărie. Nici mai târziu în viață? Nu. Nici mai târziu. Deși ați învățat o viață întreagă copii. Da. Păi cred că acolo era copilăria mea. În ei. Deci aș știam și să mă joc atât de grozav cu dânsii. Aveam un paltonaș roșu și o pălăriuță roșie. Am fost îmbrăcat așa și așezată pe a doua sanie, cu pomulețul aprins și părinții trăgeau cele 3 sănii. Puțină lume care era pe stradă se uita după noi. Și am ajuns la casa văduvei. Părinții s-au ascuns după casă și eu am bătut la ușă. Și mi s-a deschis și atunci am spus cu aplomb, Moș Crăciun nu poate veni, că are de mesta mulți copii, dar eu sunt nepoțica lui Moș Crăciun. Și am venit să vă aduc daruri, să luați toate darurile care se află pe săniuțe. Că eu pe urmă, cu săniuțele, plec mai departe.
Câtă bucurie a fost pe copiii aceia, nu știu cât timp au apucat să se bucure de toate jucăriile. Erau doi saci de jucării. Pentru că fiecare om care venea, fiecare persoană care venea la noi în vizită, mi-aducea câte o jucărie. Toate erau în stare perfectă. Ei, acesta a fost Crăciunul memorabil pe care nepoțica lui Moș Crăciun l-a avut. Ne-am întors pe urmă acasă. Ce să vă spun? Să vă spun cum am plecat de acasă. Dar trebuie să pornesc mai din timp. Aveam obligativitatea să fac anumite ore sau anumită distanță de plimbare pe zi pentru picioarele operate. Mă plimbam cu mama și mama a văzut cum copiii, din păcate băieței fiind, nu fetițe, chinuiau un pui de cioară. I-a alungat imediat, a scos batista, a învelit puiul de cioară și l-a adus acasă. Bunica, care de altfel nu se manifesta, zis, acum am ajuns să creștem și ciori. Dar capitanul știa ce are de făcut și Michi, ca să împace lucrurile, zice să aducem motanul. Celebrul motan portocală, uriaș persan auriu, portocală să hotărască. Și a fost adus portocală. Toată lumea miza că portocală va termina cu puiul de cioară urgent, dar portocală a început să-i lingă capul rănit. N-avem ce face, a zis Michi. Portocală a hotărât. Puiul rămâne. Și a fost botezat Cioruț. Cioruț a crescut. I s-a dat voie să zboare în speranța secretă a bunicilor că va zbura și nu se va mai întoarce. Dar cu nicio speranță de obicei nu se îndeplinește. Cioruț se întorcea de fiecare dată. A fost foarte folositor pentru că ciorile atacau vișinii și cireșii când se coceau. Ori cioruț se repezea crâind, dând din aripi și alungând stolurile de ciori spre bucuria și mirarea bunicului, ce pasăre deșteaptă este la noi. Ciorile, în general, sunt tratate ca păsări deștepte și sunt. Dar când zbura, fiind matur, lipsea mai mult uneori. Și în iarna de după Crăciun, când noi am plecat, bineînțeles că motanul portocală pleca cu noi, imaginați-vă un vagon plușat, elegant, de clasa întâia, unde eram cu părinții și cu uriașul motan portocală, dar foarte tristă că Cioruț nu era cu noi. Cioruț nu a fost acasă. Trenul mergea pe un câmp înzăpezit. Și deodată am văzut, nu un stol de ciori, o singură cioară. Zburea, vroia să țină pasul cu trenul. Și atunci am început să strig: Michi, e cioruța noastră, vine după noi, deschide geamul, să intre cioruț înăuntru. Și în clipa aceea, trenul a cotit și a intrat în tunel. Când am ieșit din tunel, erau tot câmpuri acoperite de zăpadă,
dar pe care nu mai zbura nimeni. Cioruț a fost, n-a fost. S-a întors. Dar este un simbol al rămânerii. A rămas după noi acolo doar Cioruț. Ce să vă mai spun? Pe urmă au venit niște vremuri atât de tulburi, 2 ani tăvălugul războiului a trecut peste noi, dar am rezistat. Nu aveai de unde să faci brad, pentru bunicul nu concepea cum să nu aibă copilul brad. De aceea a găsit într-o cute în care locuiau armeni brazi bătrâni și a rugat să-i se deie o creangă. I s-au dat 2. Că armenii își păzeau brazii cu strășnicie. Și a luat o coadă de mătură și burghiu a făcut găuri în coada de mătură și a înfipt crenguțe de brad descrescând și formând un brad perfect, care a fost apoi împodobit cu minunatele globuri, țuțuri, clopoței de sticlă aduși de Miche din Pădurea Neagră. Le-am avut până când le-am dăruit nepoatei mele, sigur, mai puține decât la început, dar cea mai mare parte a fost păstrată. Puteam să pierdem orice, dar să nu pierdem jucăriile de la pom. În ce oraș erați? În Făgăraș. În Făgăraș. În Făgăraș. Apoi am venit la Vatra Dornei, unde nu se punea problema că nu sunt braz. Rândul fratelui meu era acum să se bucure de brad. O altă amintire frumoasă. Sigur, Moș Crăciun a fost înlocuit deja de Moș Gerilă. Cam prin ce an? În anii 60? O, mai devreme? Nu, era în 50. Gândiți-vă că eu în 54 am terminat liceul. Să fi fost 50-51, cel mult, nu? Cred că mai degrabă 50. Cu greu mama și-a găsit serviciu, un serviciu de teren și aveau grijă totdeauna să o trimită pe teren de sărbători, ne ținând cont că ea are acasă 2 copii. Ea ne lăsa ce putea atunci să ne lase de sărbători și nu ați prins. Casa de cultură de pe Chilia, nu, luată de inundațiile din 70, avea o sală frumoasă și de spectacol și de cinematograf, iar scaunele erau așezate la mare distanță de pereți. În zona Chilian, Chilia, dincolo de abator, fostul abator? Exact dincolo de fostul abator, unde este astăzi blocul ANL. Blocul ANL. Așa. De ce era această distanță? Pentru că oamenii veneau de departe cu căniuțele și în spațiul acela dintre perete și scaune se așezau săniuțele. Noi stăteam în fundul Unirii. Da, pot preciza. Era anul 50. Și, singură fiind, mi-am îmbrăcat fratele, l-am pus pe săniuță și hai să mergem
la fabrica era Bernat Andrei, hai să mergem la Bernat la cinematograf, că tu ai să mergi la școală și acolo rula filmul Mica Școlăriță. Și am mers pentru ora 4, că nu rula decât de la 4 la 6. Am văzut filmul, l-am pus pe săniuță și am pornit să-l trag înapoi. Stăzi de pustii, oamenii acasă sărbătoreau cu discreție Crăciunul. Undeva pe dealuri se auzeau totuși colinde și clopoței pe dealuri. Era o lună care se ascundea sub nori străvezii, ba ieșea, ba nu ieșea, iar în sunetul îndepărtatelor colinde, eu îl trăgeam pe micul meu frate spre casă și chiar simțeam spiritul Crăciunului. Chiar dacă vremurile... erau potrivnice. Erau potrivnice. Ați mai jucat rolul de Crăciuniță pe care l-ați jucat la 5 anișori? Ulterior, ca profesor la școală sau în comunitatea în care ați activat? O, da. Da, este iarăși o amintire frumoasă. Eram profesoară în Șarul Dornei, în al doilea meu an de învățământ. Se făcuse căminul cultural, dar încă nu era terminat. Sală era totuși. Și m-am gândit să fac o serbare de moșgerilă pentru copii. Ei nu văzuseră niciodată o serbare de asemenea amploare și tipic. Și am învățat să danseze, să recite. În loc de Moș Crăciun, tu ești bun, Moș Gerilă, tu ești bun, lângă tine toți se adună. Tu ne aduci mere, nuci, bomboane dulci. Ți-au adus bănci de pe unde s-a putut, scaune, pentru că și comunitatea vrea să vadă. Tatăl doamnei profesoare Lungulescu, Bădie Andrii, în țăran cât un brad, a fost moșgerilă. I-am făcut o mantie roșie din pânza roșie pe care trebuia să scriem lozinci. Și a fost sacrificată pentru mantie și căciulă, sac avea de acasă și am cumpărat ce se găsea. Bomboane de mentă, cu vag gust de săpun și câte o jucărioară modestă. Ce se găsea însă erau foarte frumoase cărți. Cărți pentru copii. Ulterior, prin câțiva ani, dar buni, această industrie a cărților pentru copii s-a subțiat teribil. Abia acum începe să se revigoreze. N-a mai existat o revigorare după 65? Sfârșitul anilor 60-70, biblioteca pentru toți, atunci a existat da, o explozie. A existat, dar cărți pentru copii nu prea. Nu prea. Din contră, au fost retrase o parte. Niculae Clop de Paie, Niculăiță Minciună, au fost retrase din biblioteci. Bănuim și de ce. Da, nu e nevoie de explicații. Și am făcut un pom mare pe scenă, împodobit cu lanțuri din
cum spuneau copiii, cocoșei. Hai să zic pe limba asta, de astăzi, popcorn. Popcorn. Înșirați pe ață. Știți ce efect aveau? Mă părea îmbrăcat în fulgi de zăpadă. Moș Crăciun stătea pe scenă. Moș Gerilă. Dar a existat o convenție scrisă sau mai mult așa nescrisă? Că v-a fost teamă, oamenilor au început să le fie... Nu era poruncă. Era poruncă. Și fiecare copil l-a întrebat, poți să vin cu mama, poți să vin cu tata, poți să vii cu cine vrei, cu soră, cu frate, cu cât sunteți acolo acasă, o să fii câte ceva pentru toți. Un băiețel mic din Dănești a spus, părinții mei sunt plecați, eu n-am nici frate, n-am nici soră, pot să vin cu motanu? Da, drăguță, pot să vin cu motanu. Și sărbarea a avut un succes nemaipomenit, dar eu am în memorie pe micul Danea din Dănești, stând în primul rând cu un uriaș motan în brațe și savurând sărbarea, că altfel ar fi fost unicul copil sigur, neînsoțit de nimeni la respectiva sărbare. A fost frumos. Și cât am mai stat acolo, ne-am făcut an de an sărbare. Sigur că prima sărbare n-a avut ecoul acela, dar tot sărbarea era așteptată, pregătirile se făceau din timp. Era și o mândrie să particip la sărbare și să spui și să faci. Da, e interesant, deși ați realizat de mic copil că nu există Moș Crăciun și nu oricum, ci matematic, ulterior ați continuat să-i bucurați pe copii cu spiritul Crăciunului. Da, și astăzi pentru mine Crăciunul este cea mai frumoasă sărbătoare. Chiar dacă o trăiesc numai în amintire, dar este cea mai frumoasă sărbătoare. Spuneați în emisiunea trecută că trecutul pentru dumneavoastră, la un moment dat în viață, acel trecut neplăcut, l-ați șters ca și cum ai lua o cariocă, un marker și ați tras o dungă neagră și dus a fost. Deși pe de cealaltă parte vedem în această colecție, cutiuță de pepită de aur, aceste amintiri, este celălalt trecut de care sunteți atât de mândră și atât de bucuroasă, pentru că îl trăiți ca și cum s-ar fi întâmplat ieri. O linie neagră mă desparte de urățenia trecutului, iar o linie aurie mă desparte de tot ce este frumos și trece peste ea și vine cu aur înconjurat să-i bucure pe cei care azi se pot bucura și trebuie să se bucure, că au motiv. Ați spus că umorul pentru dumneavoastră a fost un mod de viață. Poate a fost chiar un mod de a vă salva de greutățile vieții, de problemele cu sănătatea. De unde vine umorul dumneavoastră? De la Mickey, de la tatăl? Da, de la Mickey Păcătosul. Și acest mod teatral al dumneavoastră care a făcut profesorul care a fost Victoria Ostaficiuc? Adică eu nu mi-l pot imagina pe tatăl, Mickey Păcătosul, cum îi ziceți dumneavoastră, cu atâta șarm, decât... având mari calități de actor, actoricești. Nu, cred că talentul pedagogic, care este totuși un talent. Dar cel, e nevoie și de un pic de actorie. Ca și cel plastic, ca și cel muzical, este al meu.
Deci nici de la mama, nici de la tata. Nu, asta e al meu. De la tată l-ați luat umorul, iar de la mama? De la mama? Voința. Voința. Voința, stăpânirea de sine. Am fost în general un copil liniștit. Dar dacă cumva depășeam baremul de liniște cerut de mama, mama spunea, du-te, așează-te, stai și te ridici când îți spun eu. De la mama am luat forța de a învinge orice cu răbdare, cu tenacitate, nu cu speranță. Trebuie, în limba germană, es muss man, trebuie. Dar parcă în germană are încă o conotație mai puternică, es muss man, trebuie. Pentru că Michi făcea orice dacă îi plăcea. A, făcea lucruri splendide, dar dacă nu îi plăcea, nu făcea. Și gata. Asta era Michi. Da. Ca pisicii muzeului, atât de dragi nouă, nu? Da. Acel tip de temperament, liber, o personalitate, jucăuș, așa cum ni l-ați descris, și cu o imaginație bogată. Imaginația este tot de la mama. Michi era hâtru. Făcea glume, farse, eu știu cum să le spun. Amândoi părinții erau foarte muzicali. Aveam pianină. Vreau să spun că din lucrurile de la Cernăuți, un vagon întreg, pianina, tablourile mamei, totul a ars în gară la Pașcani. Mult am pierdut sub aspect artistic, pentru că două vagoane aveau lucrurile de primă necesitate. Restul a mers în ultimul vagon și ăsta a ars. Ei, Michi la pianină cânta șansonete vag decoltate când avea mama musafiri, când veneau mătușile severe în vizită, le decolta și mai tare. Talentul la limbii nu l-am moștenit. Câte limbi străină vorbea mama? Mama în grai și scris, cum se spune atunci, 5 la perfecție. Michi tot, la care se adaugă latina și greaca veche. Era un latinist pasionat, dar îți trebuie ureche muzicală pentru limbi, pe care eu nu aveam. Dar, bun, poate nu vorbiți, dar câte limbi străine înțelegeți? La televizor, în emisiunile noastre de analiză politică, ne-ați spus nu odată că înțelegeți ce spune Putin. Eu și vorbesc. Înțelegeți și ce spune Angela Merkel. Limba germană este a doua mea limbă maternă, dacă ținem cont că bunica mea este vieneză autentică. Numai că eram veșnic corectată, că nu pronunț cum trebuie. Da. Și m-am încăpățânat să nu vorbesc. Adică eu înțelegeam, dar răspundeam românește. Iar rusa? Păi eu am apucat floarea limbii ruse. Dintre a cincea, am fost prima serie care din clasa a patra a trecut între a cincea. Am făcut limbă rusă. Dar am avut parte de profesori buni la liceu, iar la facultate am trebuit să aleg limba rusă, pentru că germană o știam, dar nu știam să scriu, cum nu știu nici azi. Dar o vorbeați. Da, de vorbit vorbesc. Și franceză
Am făcut în liceu 2 ore pe săptămână cu o franțuzoaică, nu cu o profesoară. Fetele care aveau accent muzical și ureche muzicală au prins o franceză minunată. Noi celelalte, ca mine, nimic. Nu puteam alege decât rusa. Și am făcut rusă foarte serios la facultate, făcând filologia. Dar mi-a lipsit exercițiul ulterior. N-am mai vorbit, n-am mai citit. Așa că atunci când a venit la muzeu o delegație de academicieni de la Moscova, iar profesorul Grigorean deja murise, am fost chemată să. Și am constatat că am uitat culorile, pe lângă multe altele. Fug la bibliotecă să caut un dicționar. Nu-i! Găsesc un dicționar medical. Îl iau pe ăla, că acolo găsesc culorile. Și de bine de rău m-am descurcat. Mi-au promis că îmi vor trimite un dicționar, nu s-au ținut de cuvânt, dar multă lume mi-a promis cu tare și cu tare și nu s-a ținut de cuvânt, așa că... Ca soră mai mare, l-ați mai bucurat pe fratele dumneavoastră, măcar când în tinerețe, în copilărie, în perioada asta a sărbătorilor de iarnă? Alea le petreceam numai noi doi. Numai voi. Și mă jucam cu el, mai ales după ce bunica a murit, el a rămas tare de scumpănit după moartea bunicii, timpuria moarte a bunicii. A fost o lovitură. Da, da. Și eu mă jucam cu el de sărbători, eu îl hrăneam, eu... În mod surprinzător, în acea perioadă în care lipsea zahărul, era din belșug miere. Și atunci eu nu eram alergică la miere. Se făcea tot de miere. Unica prăjitură care se putea face. Și mama ne lăsa tot de sărbători, tot de miere, friptură, sarmale și ciorbă. Pentru că m-ați întrebat, vă voi face o mărturisire. În prima zi de Crăciun se mânca numai tot și se bea apă. Gata cu tot, l-am gătit. Obiceiul de la Cernăuți. Nu, instaurat de noi doi. Dumneavoastră și fratele. Așa. A doua zi se mânca friptura. Numai friptură. Și când venea săraca mamă, găsea borșul și sarmalele, atâta tot. Din tot, nicio fărmitură, din friptură poate ceva, sarmalele integral și borșul tot. Și oricât ne-ar fi spus, da copii, da mâncați în ordine, da așa, da așa, n-a ajutat nimic. Iar mama a fost tâlpul. Reperul. Da. Moral, spiritual, afectiv, emoțional, tot. Și material. Și material, pentru că... V-a ținut pe toți. Ea ne-a ținut pe toți. Doi bunici, doi părinți bătrâni, ea mama a fost cel mai mic copil. Fratele ei mai mare murind, a rămas o fetiță de 13 ani, Coca, cel mai frumos exemplar din familie, că ar fi fost foarte nefericită, pentru că mama ei a fost ca domnișoară telefonistă, lucrând cu căștile, în timpul unei furtuni a trăsnit în linie și a rămas surdă. Avea o pensie care ajungea de azi până mâine. Și atunci această fetiță a fost preluată tot de părinții mei. Așa că eu pot considera sora mea mai mare, mult mai mare. Păi ea era studentă la facultate și eu eram în clasa întâi. Da. Și mama ne-a ținut pe toți.
Iar bunicii au venit și ei la Vatra Doarnei? Toată lumea a venit la Vatra, toată lumea s-a adunat la Făgăraș. Dar două etape au fost cu Făgărașul. Două au fost, una scurtă în 1940 și a doua când Michișa s-a dus cu serviciul la Făgăraș. De pildă, eu nu beneficiez de indemnizații, de refugiat, de toate celelalte, pentru că nu am carnet de refugiat. Părinții mei au plecat cu serviciu. Da. Mutați. Înseamnă că tata a ascultat îndemnul mamei. Dar nici nu se putea. Caută-ți... Michi, caută-ți serviciu, că-i gata. Gata. Vine. Și a venit. Și a venit. Și a venit. Iar de acasă, tot bunicii, tot Ostaficiuc? Nu. Bunicii sunt părinții mamei. Sunt Matei. Matei. Da. Deci pe linia tatălui. Pe linia tatălui, dar tata s-a numit, bunicul după tată se numea Ostafi. Dar în timpul imperiului, dacă luai servici la stat, trebuia să devii Ostaficiuc, ca să nu fii român. Orice, numai român să nu fii. Și bunicul, când a intrat la calea ferată din Matei, a devenit Mateiciuc. Dar după 1918, el și băieții și-au reluat numele de Matei. După mamă ar trebui să mă cheme, ar fi trebuit să mă cheme Andriciuc. Da, e aceea. Mama mea de la Berhomet pe Siret. Andrei. Da, Andrei. Da, fiecare trebuia să-și modifice numele. Numele. Da. Având în vedere că fiicele se vor mărita și își vor schimba numele prin mariaj, numai bunicul și băieții au devenit Matei. Ca o ironie a soartei, mama a devenit Ostaficiuc prin căsătorie, iar sora ei a devenit Schiller. Interesant, da. Da. Schiller. Da. Deci mama rămâne o figură vitală a vieții dumneavoastră. Da. Yeah. Și ulterior, din povestea trecută, ne-ați spus cum acel, în centrul parcului, în centrul stațiunii, acel industriaș german sau bancher ce-o fi fost, atât de fascinat a fost de dumneavoastră, copil fiind, încât a întrebat-o pe mama dacă nu vă dă lui, că ar fi fost dispus să vă înfieze. Da, da. El avea o nepoțică cu bonă, miorlăită și mofturoasă, iar eu toată ziua alergam și râdeam. Și atunci a întrebat-o pe mama dacă n-ar fi dispusă. Și mama a spus, dumneavoastră aveți totul, eu am numai pe dânsa, deci nu vă pot da. O femeie foarte frumoasă, am văzut fotografiile și extrem de cultă. Astăzi, de exemplu, eu nu știam că obișnuia să meargă vara la Balcic să picteze. Și nici latura artistică nu ați scos-o în evidență până la acest interviu. Latura artistică a ambilor părinți. Da. În afară de cântat, părinții s-au cunoscut la corul Armonia. La cor s-au cunoscut. Cernăuți? Da. Unde Michi venea sporadic, că meseria nu-i permitea, dar acolo s-au cunoscut, la cor, cântând. Și el, în afară de latura asta muzicală, alte talente n-a avut. Mama cânta. Mama picta, mama expunea la salon, nu pictură de gang. Din păcate, nu am
nu mi-a rămas decât un tablou cu cireșe de la dânsa pe care l-a luat verișoara mea când s-a căsătorit. Ea nu mai este, soțul ei nu mai este, iar fiul lor a fost omorât recent de o mașină pe o trecere de pietoni. Deci totul s-a destrămat. Eu doresc împreună cu sora mamei sau cu verișorii mei, familia Cobeli, să facem o vizită în zona locurilor natale. Dumneavoastră ați avea dorința de a vă întoarce sau face parte din acel trecut? Locurile respective, locurile copilăriei fac parte acum, sunt sub acea linie trasă gros cu markerul. Chiar dacă n-ar fi sub linie, eu nu mai știu. Nu mai știți? Nu știu. Unde e grădina raiului? Nu. Acelui rai al copilăriei? Nu știu, pentru că vă spun eu, cea mai mare parte mi-am petrecut-o prin spitale. Nu mai știu. Sunt cele câteva momente. Adică în acei 5 anișori, 6 anișori, o parte i-ați petrecut în spital. Cea mai mare. Cea mai mare parte. Sau în casă, în gips. Eu nu știu. Nu știu unde aș putea să merg. Și nici nu mă leagă nimic. Ați înțeles atât de bine mecanismul istoriei încât nici nu ați fost o activistă, tocmai datorită faptului că știți cum funcționează istoria, cum se petrec evenimentele și cum merge viața unei națiuni mai departe. Nu numai în istorie, dar și în viața de toate zilele. N-ați observat că un lucru pierdut e definitiv pierdut? Așa este. Și eu am avut totdeauna de lucru util. Deci nu mi-am putut lega munca mea de himere. Himere de care de altfel nici nu mă leagă un sentiment. Nu mă pot preface, nici n-ar fi etic să mă prefac că mor de dor. După ce? După nimic, că nu țin minte nimic. Eu nu știu unde a fost casa, nu știu unde a fost grădina, nu știu. În schimb, sunt atât de vii în mintea dumneavoastră. Sunt, pentru că sunt unice. Nu s-au mai repetat. În continuare, vă este dragă sărbătoarea Crăciunului? Foarte dragă. Foarte dragă, deși o petrec aici în muzeu. Și aștept vizitatorii. Pentru că ori stau acasă, ori stau aici, tot sunt doar eu cu amintirile mele. Da, dacă ați amintit, am început povestea de iarnă, povestea de Crăciun, cu o poveste de toamnă, cu siguranță că vom găsi și alte povești în anul care vine, din alte anotimpuri, din alte momente și etape ale vieții dumneavoastră și nu putem decât să ne bucurăm, noi toți cei care vă apreciem și vă iubim, că ni le împărtășiți. Eu vă mulțumesc pentru răbdarea de a asculta întâmplări de mult apuse, dar care au semnificația lor, că nu capul când se apleacă, sabia nu-l taie, capul trebuie să fie totdeauna sus. Așa este. Și încă o calitate a poveștilor dumneavoastră, vă mărturisesc, am revăzut emisiunea cu prieteni, cu foști elevi care m-au vizitat și mi-au amintit și atunci mi-au zis și le-am zis hai să ne uităm împreună. Toți au recunoscut o calitate incontestabilă, mai ales pentru un cinefil ca mine. Au valoare cinematografică. Cuvintele dumneavoastră și
modul în care povestiți, pentru mulți dintre cei care ne urmăresc, e ca și cum s-ar uita la un film. Și cred că și în această zi de iarnă, acum la televizor sau pe internet, oamenii au vizualizat pur și simplu pe motanul portocală, pe cioruț, pe trenul care a intrat în tunel, despărțindu-vă pentru totdeauna de cioruț, lucrușoarele pe care le-ați luat cu voi, lumânările care ardeau ca și în casă. Da, noaptea aceea de cristal nu pot să uit. Și noaptea aceea, seara aceea, când mă întorceam cu Săneuța, cu fratele meu, și auzeam colinde și clopoței departe pe dealuri. Da, mai sunt multe povești, domnișoara profesoară. Sunt convins că nu s-a plictisit nimeni, chiar dacă este poate cea mai lungă emisiune pe care am făcut-o. Cred că vom mai face câteva. Dacă acceptați, evident, provocarea mea și dacă aceste povești, aceste amintiri vă fac bine. Dar uitându-mă la dumneavoastră, cu câtă bucurie le aduceți și ni le împărtășiți, sunt convins că nu va fi ultima noastră emisiune. Cred, dacă veți dori dumneavoastră. Cu cel mai mare drag. Eu am multe amintiri frumoase și dacă am un regret este că ele vor muri odată cu mine. Și dacă le putem aduce la viață, sigur că bucuria aceasta se simte. Să vă țină bunul Dumnezeu sănătoasă. În 2017 să avem multe alte emisiuni, vrând nevrând ce se întâmplă în lume, nu doar în Europa, în lume astăzi, cred că ne va aduce mai des în fața microfonului. Va trebui că lumea nu este o poveste de Crăciun, este o poveste sângeroasă de Crăciun și trebuie să mai fim. Da, vom reveni în 2017, vom face o analiză acestui final de an, un final de an cumplit, pe care nu și l-ar fi dorit nimeni. Și așa cum vă spun de fiecare dată, vă mulțumesc, sar în mâinile și la cât mai multe emisiuni. Mulțumesc și eu. Doresc ascultătorilor sărbători fericite, un an care să-i bucure și același lucru vă doresc dumneavoastră și realizatorilor emisiunii. Să auzim numai de bine, sărbători fericite!